Un medic din județul Cluj este cercetat pentru că a eliberat adeverințe de vaccinare false. Cadrul medical ar fi accesat o platformă națională de evidență a vaccinurilor și ar fi eliberat adeverințe care atestau în fals vaccinarea pentru COVID-19. Pentru fapta sa a fost dus de către polițiști la sediul IPJ Alba. Alte 10 persoane urmează să fie citate pentru audieri în următoarele zile. Ancheta este și la Arad, după ce un bărbat care venea din străinătate a prezentat la frontieră un certificat digital de vaccinare fals. Câte adeverințe false ați eliberat? Cât costă o adeverință? Considerați că sunteți nevinovată? Înșelătoria făcută de medicul clujean a fost descoperită în momentul în care în centrul de vaccinare din orașul Ogna Mureș, acolo unde era medic colaborator, s-a constatat că rămân mai multe doze de vaccin decât numărul persoanelor imunizate. Metoda medicului era una simplă. Cei care veneau pentru a fi imunizați cu prima doză primeau falsele adeverințe care atestau că sunt vaccinați cu ambele doze. Cei care apelau la astfel de servicii erau în special români care locuiesc sau care urmau să plece în străinătate. Din cercetări a reieșit că la data de 28 iunie o persoană ar fi accesat registrul electronic de evidență a vaccinărilor al unui centru din județul Alba și ar fi eliberat mai multe adeverințe care atestau în fals vaccinarea efectivă la acel centru de vaccinare a mai multor persoane care în realitate nu au fost vaccinate. Alte 10 persoane urmează să fie audiate. Cadrul medical este cercetat pentru fals informatic și risc acum până la 5 ani de închisoare. La Arad, un bărbat care venea din străinătate a prezentat la frontieră un certificat digital de vaccinare fals. Incidentul a avut loc la punctul de trecere a frontierei Vârșeant din județul Arad, iar bărbatul de 34 de ani se întorcea în țară din Olanda. Problema s-a ridicat și suspiciunea de fraudă în momentul în care a avut loc un dialog între reprezentantul DSP, prin care cetățeanul menționa că n-a mai fost în țară de foarte mult timp, de câteva luni. Iar pe certificatul digital, ultima doză era făcută în urmă cu câteva zile. Medicii atrag atenția că folosirea unor astfel de certificate false de vaccinare ar putea crea erori grave în fișele medicale ale pacienților. Apar la noi în sistem ca și vaccinați, dar ei de fapt nu s-au vaccinat și în momentul în care dezvoltă boala, ori să intervine ideile că au murit ori de la vaccin, ori că s-au și vaccinat și au murit și chiar dacă s-au vaccinat. Polițiștii de frontieră au deschis o anchetă în acest caz. În cauză se derulează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de falsificarea unei înregistrări tehnice, folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei consecințe juridice și complicitate la falsificarea unei înregistrări tehnice, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Posibilul fals s-a produs la unul dintre centrele de vaccinare din Bacău. Dacă certificatul se va dovedi fals, se va începe o urmărire penală.